Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip, sunt direct pe serverul temporar și vă voi explica cum stă treaba și strategia mea pe acest server. Haideți să începem. Deci am creat primul caracter, va fi sura, va fi sura caracter principal, ulterior pe schimbă caracter voi mai face câteva caractere de cioburi și voi farma încet încet, deci foarte progresiv pentru că nu avem de ce să ne grăbim pe acest server, Niciun motiv nu ne dă să ne grăbim să facem level, vă și explic de ce. Dacă jucăm odată cu Battle Pass-ul și facem misiunile treptat, nu prea avem de ce să creștem în level. Avem 30 de plăcinte de orez de făcut, ca să le facem rapid trebuie să avem level mic. 30 de plăcinte de orez sunt cam greu de făcut, sunt cam greu de făcut misiunile gen îți cam ia timp, astfel încât avem nevoie de un atac automat cam uh, obligatoriu, le-am și cumpărat deja, nu voi cumpăra momentan Battle Pass-ul și vă voi și explica de ce, dar haideți să apăsăm și pe butonul de like să vedem dacă putem strânge, nu știu, 350-400 de like-uri pentru acest prim clip al seriei, avem timp vreo două luni și ceva ca să facem content pe acest server, și sunt curios ce va ieși. Dacă există susținere, bineînțeles, dacă nu există susținere și nu vreți content pe acest server, aștept păreri și bineînțeles pro-contra idei, vă voi explica ideea mea și cum voi aborda acest server și sunt curios de părerile voastre. Acum, haideți să vedeți cum va sta treaba. V-am spus că vom face uh, caractere de cioburi ar fi ca în prima dată când voi face treaba asta pentru că ar și merita Avem și drop de la server Mănușe joc vom face de la plăcinte de orez Vă dați seama 30 de misiuni Trebuie să pice o mănușe joc Adică hai să fim serioși De aici de la handup De la misiunea vânează hoții Primim uh, cutie de bonită Din cutie de bonită mănușe joc Cel mai bine și inel LXP Deci ați înțeles ideea Și au gândit-o destul de bine Deci să faci o mănușe joc au pus ei niște misiuni cu în plăcinta de orez. Interesant, interesant. Doar că nu o să cumpăr Battle Pass-ul pentru că n-am de ce momentan. Dacă trebuie să rămân level mic, nu prea am... Deci nu o să am nevoie de ucenic momentan dacă, dacă aș lua două ucenicuri. Uite, o să iau cu free dacă e. Doar că de două chiar n-am niciun fel de nevoie de două. Știți foarte bine că la ucenic primim la level mare de abia premii cât de cât, adică adaugă schimbă, le știți foarte bine. De la level 70, uite și la level 40 vrăjește, vrăjește și adaugă verzi. Doar că voi rămâne pe la level 35 și asta e strategia mea. Momentan voi face 35, după care după ce termin caracterul principal level 35, voi face și celelalte subcaractere și voi încerca să fac mereu cioburile pentru că este și drop de la server și dacă am și mănușe joc va merge treaba rapid. Încă un motiv pentru care nu mă grăbesc cu permisul ăsta de luptă este următorul. S-ar putea să bage și o oră veselă, adică dacă aș vrea să îl cumpăr acum, m-ar costa vreo 25 de euro, 600 md. Sau aș fi nevoit să bag 50, ei bine, nu prea are rost să mă grăbesc și să dau și mai mulți bani și să nu fac nimic cu Battle Pass-ul, mai degrabă aștept eu o oră veselă, fac investiția asta de 25 dacă ar fi și primesc vreo 800 sau 790 fix pentru Battle Pass. Momentan aș cumpăra doar cu jetoane niște licori mov, haideți să vedeți care-i treaba, dacă aveți jetoane puteți cumpăra, uite o să cumpăr, hai să cumpăr 10, ne, va fi de, ne vor fi de ajutor. Și astea țin, țin, destul de mult, o oră mi se pare sau 30 de minute. Încă o idee pe care vă dau și vă va ajuta un pic e să schimbați, să schimbați parola de la depozit. Poate aveți noroc și primiți 3% monștri. Haideți să vedem ce primim și noi acum. Mănușa, atacul automat și depozitul se transferă de pe celelalte servere, așa că nu aveți nevoie să cumpărați altele. Dacă nu aveți mănușe și toate cele, au băgat ei o ofertă cu această cutie de diamant, care ar mai merita. Vă dă și în LXP, mănușe și a treia mână, astea pe 30 de zile, deci... Asta în caz că nu, nu ați avea ni nimic din toate astea. M-am gândit să o iau și eu doar că am mânușă site și momentan n-are rost să iau, iau și a treia mână Pentru că nu știu ce Yang aș face eu prin map 2, map 1, gen cu a treia mână De-abia după, din deșert, din deșert am mai face noi niște bănuți Hai să folosim depozitul doar că nu știu dacă am Yang Dar am uitat treaba asta, hai că am un clopot aici, o să-l vând și o să văd Bun, hai să schimbăm parola. Parola veche era 000 și punem noi o parolă nouă. Ar trebui să primim un bonus. Fiți atenți. Unde este bonusul? A, ah, ok. Și bonusul de pe România se transferă. Deci avem 20 apărare, ceea ce nu e chiar așa rău. Deci am schimbat-o degeaba. Dar, uite, de fapt, Știți voi, acum și n-am schimbat-o degeaba. Ideea e că dacă schimbăm parola acolo, primim un bonus. 20 apărare, 3 mob și astea ar fi cam cele mai importante. Eu o să fac acum foarte multe misiuni. Cartea misiunii ușor, pe care le primim gratis. Este o cutie gratuită pe Item Shop. Eu deja am luat-o cu aceste cărți misiune. Am luat cutia pe șamancă și pe contul principal. Uitați, am aici cărțile misiunii și va trebui să fac 5 misiuni momentan din ce am văzut acolo. Acest Battle Pass s-ar actualiza din 4 în 4 ore din ce am citit eu pe aici, uitați despre ce e vorba, aici scrie. Și de exemplu dacă eu fac acum zahărul armăsarului și 300 XP, de-abia după 4 ore îl primesc, deci asta aș înțelege. Astfel încât dacă, uite, n-ar merita să cumpăr acum instant. De-abia ce am intrat pe server și să cumpăr Battle Pass. Mai degrabă fac eu XP-ul înainte și după aia, după ce ajung măcar la meni, de-abia atunci ar merita să-l cumpăr. Înțelegeți? Și poate cine știe bagă și o oră veselă și ies un pic mai bine. Habar n -am, o să vedem. Ideea este că pe acest server vom primi două ucenicuri, vom crește cam rapid pentru că avem multe elixire, elixire cam chiar, chiar ca multe Plus de asta adaugă schimbă la dublu Și dacă facem și pe șamancă un pic de XP Ar trebui să primim și pe ea ucenicul Doar dacă o facem level primim 100 De fapt 200 XP Vă dați seama că nu ar fi chiar complicat Să facem XP-ul pe șamancă Și să primim și pe ea un ucenic Deci da, de acolo mai putem face niște adaugă schimbă Haideți să vedem cum vom evolua, adică v-am spus, va fi o evoluție mai treptată. Acum voi face misiuni, uite, trebuie să bat metin de 15, va fi un pic mai complicată misiunea asta pentru că pe serverul ăsta nou sunt destul de mulți playeri, vă dați seama, sunt toți la level mic și bat metinele rapid, sper să le prind până la urmă. O să fac misiunile astea la hand up. Ușor, ușor se vor termina și ele, pentru că dacă batem în permanență prin zona asta, se vor, se vor, face și ele. Acum 25 de metine ușor, 15 șefi aparent ușor dacă facem ceva echipament pentru maimuța de piatră sau mai vedem noi ce boș, nu știu dacă Licosu se pune ca boss. Core Dragonis v-am zis că facem conturi de ciobă, 5 pânze fine la capitan foarte ușor, dar trebuie level 40 mi se pare nu mai țin minte sigur la ce, la ce level este misiunea dar o să mă interesez și 5 misiuni misiuni simple de astea cartea misiunii ușor pe care le putem lua de pe orice cont momentan am luat doar 4 dar o să mai, o să mai iau și de pe altele vreau să crez și șamanca hai să pun și șamanca în grupă ca să totuși să crească și ea, să dăm și un buf, poate ne va fi de ajutor. Cât timp suntem pe autoatac, hai să mai vorbim despre misiunile astea. Am calculat și XP-ul total din prima săptămână va fi 300, 300 XP dacă le facem pe toate. Ele se vor reseta joi, în fiecare joi, scrie pe aici pe undeva, uite aici, la ora 12 după amiaza. Și avem timp să le facem destul de mult, chiar ar trebui să, să nu avem probleme în acest timp. O săptămână de acum încolo, cum ar veni, dacă le facem pe toate, ajungem aici la 300, doar cu misiunile zilnice, adică zi, săptămânale. Pardon. Dacă le facem pe toate din săptămâna asta Ar trebui să ajungem la zahărul armăsarului Și 100 de mâne de tigru Separat de misiunile săptămânale Mai primim de pe aici Uite dacă facem level 30 probabil în prima săptămână Poneiul calul începător Mai primim 50 Misiune aici 25 De misiune ușor normal 100 XP Astea ar... le-am face Le-am face pestea pentru că o să iau V-am spus este un cufăr pe item shop, uitați-l, bine că l-am găsit și pe fiecare cont în parte poți să iau o groază de cartea misiunii ușor și normal, înțelegeți? Le pun pe contul principal și le-am făcut. Cel mai probabil le vom face pe autoatac, adică punem contul să bată prin zona unde sunt mobi sau vom da skip la, misiunile cu metine și vom bate doar mobi. Deci va fi ușoară, se va face din mers, Ia să vedem ce mai avem pe aici. Aici misiuni principale, secundare și biologul mai primim 100 XP. Spectacol și aventură aici cred că boș, ia să vedem. 5 maimuțe de piatră, 50 XP, interesant. Deci da, sunt progresive, sunt progresive. Astea primele ar trebui să fie făcute în prima săptămână, astea cu 50 x, XP. Și uite și 100 XP aici, plus 100 de aici. Însoțitori atinge nivelul 30 cu însoțitorul tău dacă primim de la maimuța de piatră un nou putem să-l facem după aia 30, mai primim 100 XP. La șef aici, baroneasa aici va fi mai greu, deci trebuie să batem cu cineva probabil. Îngerul cu coasa iară un pic cam greu Beran Setau, Mai vedem, mai vedem mai, Până ajungem acolo mai e mult Ascensiunea Zodiacului Aici trebuie să jucăm mai mulți Să facem Zodiac împreună Nivelul 13 Hai că zici că până la nivelul 13 O să-l facem Dar trebuie să avem fulger pe noi Piatra rară Uite trebuie să facem un antic Vom face 100% Adică 100 XP easy și evenimente. Aici la Bashido, Bashido este cam greu, adică nu știu la ce s-au gândit ei, dar Bashido este greu de bătut. Înțeleg că îl putem bate mai mulți, doar că te, te omoare instant, adică nu știu cum vom face. 100 XP avem aici. Metinul vanității ăsta chiar e ușor, că n-ai ce să faci, dai doar hituri acolo. Ăsta chiar e ușor. Uh susține de 10 ori o țară, adică trebuie să avem peste level 30 să putem beneficia de cupa mondială. Aici mai avem, mai avem de mâncat, să zicem așa. 10 fulgi de nea în evenimentul fulg de nea și aici avem un spoiler probabil pentru evenimentul de Crăciun. Acum văd și eu. Deci avem un mic spoiler, 10 fulg de nea pentru evenimentul fulg de nea, s-ar putea să nu mai fie evenimentul clasic cu acele cufere. Vom vedea care-i treaba, deci nu știu la ce s-au gândit. Probabil în loc de cufere sunt fulgi de nea și vom primi tot la, tot la fel, adaugă schimbă și chestii. Acum vom vedea noi. Monede aniversare înseamnă că va fi și eveniment aniversar. 5 recompense zilnice în evenimentul spintecătorului de șef tot așa la evenimentul aniversar și va fi și evenimentul cu cu t rex Deci va fi și evenimentul cu t rex Iar ați văzut voi, dacă reușim să echipăm o roată de alchimie legendară cu o apărare site, putem să batem gol t rex lejer. Gol t rex adică este un mini-boss acolo, nu trebuie neapărat să, să trecem nivelul sau ceva și mai primim cât mai primim XP acolo. Deci o să încercăm să le facem cam pe toate. 250. Și trebuie să batem 5. Acum vom vedea. Aici a scris și data în care, în care, vor fi aceste evenimente. Fulg de nea, ia să vedem. Deci de pe întâi văd că ar începe evenimentul de Crăciun. Haideți să băgăm și noi ambianță de Crăciun dacă mai avem foarte puțin. Ia să văd pe unde, pe unde era, acolo era zăpadă, din soare, de fapt că zăpadă, știu că vă deranjează dacă vă uitați la albul acela. Și momentan cam asta vom face. Deci mai am o idee și uite vă zic pentru cei care ați rămas până acum. Am un pont de a face ceva bănuți. Și e foarte bun pontul. Avem contul 0 donații. Ce vom face cu el? Păi putem să farmăm. Să farmăm niște bani roșii. Având și o mânușă site de acolo de pe 0 donații. Am mai putea farma niște banderole roșii să vedem dacă reușim să facem ceva buget. Deci din banderole roșii ne-am scoate noi bugetul să facem un pic de iteme cât de cât. Acum vom vedea cum va fi piața. Hai să vă și scutul ăsta de luptă cu imun. Băi, ce era, mă, ce era? Două bonusuri, ce era să vină pe ăsta imun? Culmea. Dacă punem mâna pe două adaugă, poate îl facem full bonus. Abanam, oricum îl păstrez pe ăsta și nu-l dau la plus, că s-ar putea să facă ceva. Mai ales pentru cineva care investește în adaugă, l-ar cumpăra. Deci e ok, e ok că ne-a venit și cu două bonusuri, bă, dar n-a vrut unul, ar fi fost frumos. Între timp am creat și caracterul de pe zero donații. Uite, nu mi-a picat mie carte, ce mi-a picat? Fiere de ustor lui, mi-a picat doar un coif care nu e bonusat Păcat, păcat, n-are nimic. Hai să lăsăm aici pe autoatac, vă arăt farmerul. Imediat vă pun scenă. Și îl voi lăsa un pic să facă level 10, 15, deci cred că 15 ar fi ok pentru banderole. Am mai făcut eu un clip și făceam cred că vreo 6 pe o oră, dar aveam și mănușă joc. Acum avem drop de la server, dar nu avem mânușă joc. Ar trebui să facem vreo, nu știu, 5, 4, 5 pe oră, habar n-am, depinde și de noroc. Acum hai să iau tineri eroi și îl las, îl las puțin să facă level, că pe aici nu avem îl las, pot să las și pe, pe auto simplu, n avem ce probleme să avem. Și mănușa joc este prezentă, să zic așa, încă 20 de zile, deci sunt liniștit, pot să fac mai multe caractere, chiar dacă nu am jetoane, poate n-am jetoane de inel anti-XP. Pot să fac mai multe subcaractere și să las contul să bată pe acolo, știți? Și să fiu atent la banderole roșii. Aici, uite, mai pot să iau cartea misiunii. Teoretic aș avea și din, de inel anti-XP, doar că nu mă grăbesc să le iau acum, vă dați seama. Nu mă tentează să mă grăbesc deloc pe acest server, nu prea am de ce și v-am explicat în clipul de astăzi tot, tot, tot ce am gândit eu. Ideea este că trebuie să facem tot, trebuie să jucăm odată cu Battle pass -ul. ce misiune dau ei, alea le facem. Cam asta este tactica noastră. Facem misiunile și de-abia după voi cumpăra dacă este nevoie Battle Pass-ul. Că e de ajutor un pic, hai să ne mai uităm odată la premiile, premiile astea premium să zic așa Deci încă un cufăr ucenic Le primim pe ambele în poștă Asta să știți Menii de 5 zile e bine că ți-l dă la 200 XP Te va ajuta foarte mult 10 EXO Pe lângă ce mai dau ei din cufăr ucenic Adică e destul de ok Doar cărți să ai Și ești, ești ok Puterea tigrului iară e mișto pentru că se pune și pe serverul principal, nu știu cât ar ține asta, cred că maxim 30 de minute. Da, și te ajută destul de mult 40% daune e mult, mult, mult Vrăjește aici la 1000 XP Ceea ce e ok și uite și citite Manuale, 3 bucăți Adică îți cam dă, îți cam dă Și francul ăsta să nu mai fi tu nevoit să Să faci, să deschizi cutii cu pui Și chiar dacă ai deschide ai putea să faci o investiție cu monede de tigru Să iei cutie cu pui Doar că nu te grăbi că îți dă frank Adică peste 2-3 săptămâni ai primit frank și nu prea ar merita porcușor, înțelegi? Hai să ne mai uităm repede care mai, e? Care mai sunt premiile. Uite, între pet și nu știu, transferul server nu prea mai sunt premii, wow. Sunt niște vrăjește, tot așa puterea tigrului care îți dă, uite, îți cam dă destule, îți dă destul de multe. Și uite, aici avem primul transfer, 4100 XP pe care îl faci și o zică lejer în două luni, dacă faci 300 XP pe săptămână, plus ați, ați văzut și misiunile acelea progresive, se adună 4000 XP lejer. Plus un pet de adună după aia, uite după aia parcă mai sunt premii interesante, voucher, armă, uite la nivel 2 pentru transfer, poți transfera și costumele, alchimia, și prima pagina inventarului. De fapt am citit greșit, spune că încă o pagină în plus, deci nu prima pagină, încă o pagină în plus de inventar, adică ai transferat două pagini de iteme, două inventare. Doar să avem noi ce transfera, o să vedem noi atunci, măcar prima, prima, primul transfer să-l facem și ok, zic eu. Dacă îl facem și pe al doilea e... Prea, Prea bine, prea bine. Vom vedea în timp. Ulterior, după ce faci al doilea transfer, nu prea mai sunt premii. Wow, uite, mai este aici un semiluna, dar nu cred că adună asta. Și o fermecată, deci nu prea ar mai merita să te stresezi după aia să... Da, dacă... Probabil dacă faci până aici, le mai faci ușor și pe -astea și te mai recompensează, să zic așa, cu câte ceva. M-a întrebat cineva dacă fac misiunea pentru Ores Hai să văd chiar să văd cât mai am. Cred că am și terminat-o dacă nu mă înșel. A, mai am patru. Mai am patru și termin, termin misiunea. Dacă tot mai am patru, haideți să văd cum stă treaba și dacă se actualizează în timp real misiunea cu Handup. Am făcut prima misiune, după cum puteți vedea am făcut doar trei prăjituri, v-am spus că se fac destul de greu. În timp se fac 30, adică nu este chiar complicată. Și ia să văd, am mai luat una sau ce am făcut. Uite, acum avem 60 mistres sălbatic. Ok, o să facem și asta cu 60 mistres sălbatic. La a doua de obicei dă mai multe plăcinte, undeva la 6, între 6 și 10, ceva de genul, dacă mai țin eu bine minte. Ar trebui să iau și skillurile. Totuși am level 8. V-am spus, nu merită să mă grăbesc, că dacă mă grăbesc va trebui să bat mai mulți mobi, adică mobi mai puternici la hand pe acolo și mai bine este eu mă 1, fac așa încet încet, contul 0 donații este level 5 și o să-l fac 15 pentru banderole, mai avem și arma, o să avem și armă mai bună de eroi tineri, o să încerc să-l echipez și cu iteme plus 6, hai că vi-l arăt pe el acum cât vorbim. O să-l echipești pe el cu iteme plus 6, călugări, scut și cam atât. Și sper să pice bine banderolele, vom vedea pe parcurs dacă facem ceva buget de acolo, că toată lumea va cumpăra, nu știu dacă vor fi mulți farmări, cred că doar cine a rămas până, până la sfârșit la clipul meu va ști această tactică și poate voi veți mai farma. Acum cam atâta aș avea eu de zis, sper să reușim să facem ceva cu Battle pe ul ăsta. Și sunt curios de progresul meu pe noul server. Sunt curios și de părerile voastre. Ne auzim data viitoare, mulțumesc și membrilor, vă salut și vă urez multă pace și multă baftă. Ne auzim data viitoare.